Prezent la lansarea candidaturilor USL din colegiile din zona municipiului Suceava, primarul Ion Ungu, membru PDL, a spus că a acceptat cu multă responsabilitate să participe la acest eveniment alături de președintele organizației județene PNL Suceava, Alexandru Băișanu, care a fost contracandidat la alegerile locale din iunie. În calitate de primar al municipiului Suceava, nu mi-este indiferent cine vor fi parlamentarii care vor reprezenta orașul în perioada 2012-2016 în Parlament. Și vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că întotdeauna, dar întotdeauna, în primul rând, am pus interesul locuitorilor municipiului Suceava. Interesul lor este astăzi ca orașul să meargă înainte. Chiar dacă am fost competitor cu domnul Băișanu pentru funcția de primar al municipiului Suceava, cred că am demonstrat că am avut tăria și caracterul de a trece peste orgolii și de a colabora în interesul cetățenilor municipiului Suceava. Cred că acest lucru a fost dovedit în ultimele 5 luni de zile, când am avut o colaborare bună cu consilierii USD în Consiliul Local, unde nu am majoritate, și vreau să le mulțumesc consilierilor, viceprimarilor în primul rând și celorlalți consilieri. De asemenea, cred că am dovedit acest lucru, pot colabora cu conducerea Consiliului Județean. Și vreau să-i mulțumesc aici domnului președinte, Cătălin Nichifor, care este de față, domnului vicepreședinte Alexandru Băișanu. Lungu a mai declarat că o colaborare între el și Alexandru Băișanu va fi benefică pentru suceveni și a recomandat sucevenilor să-l voteze pe Băișanu pentru Camera Deputaților. Sunt aici să garantez că pot face acest lucru pentru interesul Sucevei și în continuare. Sunt aici să garantez pentru Alexandru Băișanu, care este un om corect, este un om cu multă energie, cu multe proiecte, și sunt convins că le putem pune împreună în aplicare. Am toată convingerea că această colaborare dintre primarul Lungu și deputatul, spune eu deja Băișanu, va fi benefică pentru orașul nostru, va fi benefică pentru suceveni. Așadar, dragi suceveni, vă recomand ca pe data de 9 decembrie să votați pe colegiul 1, pe Sandu Alexandru Băișanu. Mult succes! Băișanu i-a mulțumit primarului Ion Lungu pentru sprijin. Ion, îți mulțumesc din suflet. Dacă acum câteva luni luptam pentru Suceava, Suceava ales, tu ai ajuns primar, îți doresc succes și îți mulțumesc pentru sprijinul pe care îmi l-acorzi în etapa următoare. La lansarea candidaților din zona Sucevei au participat și președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, președintele UNPR, Cătălina Vartic, viceprimarii Sucevei și câteva sute de susținători ai USL.